Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, subliniez române și spun încă o dată la mulți ani. La mulți ani pentru Hai să dăm mână cu mână, aducându-ne aminte că din când în când Milkovul mai merită sorbit așa pentru a fi secat de ura prin care străbate uneori prin viețile noastre și prin, mai ales prin viața noastră publică și politică. În seara aceasta, cuvântul de întărire a cuvântului și gândului nostru spre unitate vine din Epistola Sfântului Apostol Iacov, capitolul 2, versetul 14. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-i mântuiască? În mod cert, am spune astăzi că doar credința împreună cu faptele bune, prin lucrarea împreună cu Dumnezeu, mântuiește. Nu putem să mergem nici prea mult pe fapte, că atunci devenim niște eroi, așa, supermen de fiecare dată, nici doar în vaporizanta lumea spiritului, în care doar dacă trăim în niște energii de cele mai multe ori create din nefericire, credem că ne-am mântuit, că ne-am așezat în liniște și că suntem oamenii care lucrează har. Oamenii nu lucrează harul, doar harul lui Dumnezeu lucrează prin oameni în încercarea de a ne determina să fim oameni de fapte bune. De altfel, cuvântul acesta minunat al Sfântului Apostol Iacov este întărit de un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici. Fapta bună e minunea care face două inimi fericite. Nu poți să vârși o faptă bună care să nu, să nu deschidă ochii, fie pe ai tăi, fie pe ai altora, pentru o faptă bună asemănătoare. Cu alte cuvinte, există un mod al faptei bune de a se clona, dacă vreți, într-o lume, uneori chiar într-o lume a nefaptelor sau a faptelor nebune, în încercarea aceasta lui Dumnezeu de a ne dovedi că putem, că suntem până la urmă la îndemâna Harului lui Dumnezeu și prin Harul lui Dumnezeu putem să împreună lucrăm. Taina aceasta o pun la începutul săptămânii acesteia către inima frăților voastre. Să vă duceți aminte că a fi în unitate cu ceilalți înseamnă a făptui cu ceilalți binele, a făptui cu ceilalți pacea, a făptui cu ceilalți unitatea aceasta socială de care vrem, nu vrem să recunoaștem, tot prin darul lui Dumnezeu am avut parte. Eu cred că unirea României mici și apoi a României mari nu s-a putut realiza fără harul lui Dumnezeu și fără purtarea lui de grijă. Din acest punct de vedere, viața noastră în Hristos și în biserică înseamnă, de fapt, aduce România în starea ei de grație, în starea ei de apropiere de Dumnezeu, de a-i dărui de fiecare dată lui Dumnezeu posibilitatea ca prin harul său să ne țină în unitate. Taina aceasta mare este, iar noi spunem despre Hristos și despre biserică, dar putem să spunem că este la fel de mare și despre neamul românesc și despre posibilitatea lui de a lucra prin har în împreună trăire de dragul unității noastre naționale. A face o faptă bună înseamnă, de exemplu, a nu-l buruia pe cel care filmează, a nu-l jigni pe cel care ar căuta să te înjure și tu ar trebui să-i răspunzi, a încerca de fiecare dată să nu încalci pe sensul interzis atunci când e posibil să rămâi pe sensul tău de mers cu discreție și cu dragoste. Mâine este o nouă zi.